Cine nu încearcă, nu ajunge niciodată la apogeul său. Cel care împrumută înseamnă că dă. Cel care dă, împrumută. Ploaia nu durează veșnic, dar nici seceta. Cel care știe să asculte, știe să învețe. Nu judeca cartea după copertă, ci după conținut. Timpul este cel mai bun vindecător. Nu rata șansa de a tăcea când este necesar. Cel care învață din greșelile altora economisește timp și suferință. Cine iubește mărunțișul va culege bogăția. Un om cu suflet curat are o privire limpede. Pentru a cunoaște cu adevărat pe cineva, îl privești în momentele de dificultate. Prietenul adevărat este ca umbra în zilele fierbinți. O inimă recunoscătoare este o comoară neprețuită. Cel mai bun mod de a învăța este să împărtășești cunoștințele cu alții. Viața este ca o călătorie pe dunele de nisip, plină de urcușuri și coborâșuri. Cel care caută pacea interioară trebuie să-și îmblânzească gândurile. Femeia casnică vede sexul ca pe o pauză prețioasă în rutina sa plină de responsabilități. Pentru femei, sexul cu bărbații cu burtă este o călătorie spre plăcere și extaz, în care fiecare oprire este o revelație. Vorba multă aduce puțină lumină. Adevărul se află adânc în fântâna inimii omului. Fii gata să dai înainte să ceri. Care dintre aceste proverbe iordaniene ți-au rămas în minte? Împărtășește-ți opinia printr-un comentariu. Mulțumim pentru vizionare!